prea influența jurul, în timp ce asta jurul se gândește de la noi ne-am gândit de fapt și la jurul, să povestim că să fie pe categorie jurul. O persoană răspunde o categorie, deși o să ia permă decizia finală, dar votul lui este mai important pentru categoria aceea. Adică să fie ca două voturi. Da, votul lui este ca două. E bine, de fapt, un regulament de pe acum și atunci cooptez oamenii în categorie. Ne-am gândit și la jurul noi. Asta vrem să facem azi cu voi, regulamentul. Dacă jurul are așa importanță mare. Are. Da, eu să zic, dacă are jurul o importanță foarte mare, ar fi bine ca oamenii din jurul să fie cât de cât pregătiți. Că profesioniști. Da, cât de cât pregătiți. Nu neapărat, doar profesioniști. Cerem grant să facem un training. Profesioniști ar putea să fie îngustați așa și tot timpul să uite numai. Ok, aici, cel puțin, nu, nu succesc, cel puțin măcar să poată explica de ce au votat pentru asta. De exemplu, voi sunteți buni, de exemplu, la categoria, fiind documentar drepturi omului. Nu, zic, spre exemplu. Dar voi să fiți foarte critici pentru filmul social. O să discutăm la categorie. La categorie mă gândesc dacă o să ceva... Hai să vedem, cu data ne-am lămurit, da? Da, parcă am zis. Deci hai să zicem, promovarea festivalului o să facă prin mail și o să facă începând cu luna... Pe rețelele din internet. Dar nu mai mergem prin școli decât dacă avem drum pe acolo. Okay. Deci promovarea la noi s-o să facă din decembrie la festival. Chiar că o să deschid perioada de aplicare, tra-la-la. Eu cred că promovarea putem să începem cu sondajul ăsta, dacă voi acceptați, aleagă ei tema pentru foto. Și doi, să anunțăm că... Eu mă gândeam așa, de exemplu, noi zicem, avem 4 ani, da? Suntem un pic mai mari, putem vorbi și putem să gândim și al patrulea, cam. Asta e al patrulea an deja. Avem 4 ani, avem și cerințe mai mari față de participanți. Nu mai trimitem film la categoria, de exemplu, film despre drepturile omului unde arătăm numai picioare. Dacă totuși fac film, sunt cineast amator. Dar știu să fac un film. Adică știu să prind o imagine, să arăt o idee. Nu pur și simplu mi-a trimis materiale nemontate, dar voi lămuriți-vă acolo. Vreți asta să-l puneți la film, nu vreți să-l puneți la film. Eu aș vrea să-l fac. Da, nu se trec în general. Filmul, în primul rând, să respecte existența unei idei, unui mesaj. Asta este. Faptul că el a filmat jumătate de cap sau un picior, nu, dacă asta implica, cât eu vreau să știu mesajul. Elena, dacă asta implica filmarea unui picior, implica ideea, da, de acord, și asta trebuia să fie tot filmul. Putea să filmeze tot filmul, să fie la picioare diferite. De, tocmai că poți pune accentul, omul pune accentul pe... Nu, puteau să fie numai picioare diferite, da? Cum el transmite mesajul, aproape că nu contează. Da, pe noi aici vorba, trebuie să ne interesează. Nu, am zis, dacă el trimite un material care este, nu transmite o idee, de exemplu, Ziua Unirii. Și trimite, anul trecut a fost așa, cineva a trimis câteva filme pe care le putea integra într-o idee, să transmit o idee, el a trimis câteva secvențe nemontate sau montate, nu mi-am amintesc. Da, și voi lămuriți-vă dacă ăsta e film sau nu e film. Dar până la urmă, asta nu contează, asta până la urmă nu este sarcina ăstuia. Cine de nu știu, și part preselecție, tot cu și tot ce vrei. Nu, preselecție face chestia asta. Ce vezi aici? Acolo văd autoportret. Curcubeu. Nu, nu, dar nu abstracțiune. Ca o cupolă, ca pălăria lui Guguță. Noi acum nu trebuie să discutăm și hălășub punem sub pălărie, și o clie... Asta e preselecția până la urmă. Noi acum ne interesează per ansamblu, da? Schimbăm ceva față de anii trecuți? Da, categorii noi. 2, facem 2 zile. 3, facem un alt local. 4, medializăm altfel. Da, asta e cel tău, dar o să trebuiască să găsești linguriță și zahăr. Dacă ai linguriță, îi strici. Care chestie de asta, nu? Da, dar ideea era să pui zahăr, dacă vrei. Bun. Acum ziceam, sub cupola asta, noi punem, de fapt, Parascolea, ce ne interesează, să adunăm cât mai mulți oameni care filmează bine și promovează filmul, neprofesioniști. Deci noi vrem să-i adunăm pe cei buni sub cupola noastră. Cum o să-i aducem, deja voi trebuie să spuneți prin ce tehnici, cum ajungeți să transmiteți mesajul, cum convingem. Nu, și ce spune Parascolea, eu am impresia că asta cade în sarcina preselecției. Preselecție. Deci vei primești ăsta și dacă consideră că picioarele alea a Landala formate, nu merită, îl luăm. Aveam un juriu de preselecție care dintr-o sută de filme selecta 20 ca să nu băgăm chiar tot rahatul în final. Dar în final aducem 20 de filme cu care nu noi ne mândrim, dar 20 de filme ale celor mai buni din cupola asta. Da? Deci noi festivalul calitativ
o să crească atunci când aici o să răzbată pește mare. Dar apropo, voi v-ați gândit la chestia asta cu vizionatul filmelor, preselecțiilor sau... Okay, ei s-au gândit, asta, în primul rând, elementul de noutate de anul ăsta, că vor să nu punem filmele pe site. Da, da. S-ar putea să fie un element bun, cu oamenii vin la proiecții și la discuții, și un element rău, că nu știu cine e concurența, nu se implică să trimit film pe cunoștință. Și ne-am gândit să fiecare autor să vină cu o fotografie, cu un frame din de film. Video, și cu scurtă descriere a materialului său în concurs. Deci noi asta numai să publicăm, da? Da, deci frame acesta cu mică poate descriere. Poate intră în sarcina noastră, noi le dăm asta ca un bun, dar să găsim cineva în Hyde Park care poate să scoate, sunt 100 de filme, ca anii trecuți, okay. Media 70. Dar de ce să nu-și facă într-adevăr el, să nu-și facă descrierea singură? Noi punem condiții eliminatorie, nu-l publicăm, nu-l băgăm în concurs, dar filmul e foarte bun și nouă ne să facem. Nu, nu. Poate descrierea trebuie să fie obligatorie. O formă de aplicare, da. În care în forma aceasta să fie descriere, autor, timp... Numai vă sugerez formularul ăsta de aplicare să fie foarte simplu și clar. Că dacă bagi 4 pagini, eu, de exemplu, chiar dacă am un film, nu vreau să aplic unde îmi complicați viața. Nu, el aplică acolo doar e scris, de exemplu. Minut. O să apelăm la acest formular doar ca să ne faciliteze nouă mai acord promovarea materialelor. Sunt descriere, timp, pentru aspect organizatoric, logistic. Ei nu o să fie nevoit să creeze, ei doar o să completeze. Da, exact. Deci, când e vorba de creație proprie, acolo e complicat. Trebuie singur, nu știu, dar dacă nu mai completez, automat.